cutie. Asta avea cutie ceva, dar nu mai zice nimic, acum nu mai dă cu presupus. Nu mai mă, mi-e somn. Nu mai sunt pe lumea asta. Doamna Neagi, m-a auzit? Doamna Neagi? Nu uite tu cu sacoul al meu. Negru. Vreau să spăl. Sânge e împuțit, dracu, bagă acolo, mi-e dat și mă dă ăștia afară. Păi și cu ce mă îmbrac acum în gal? Bă, alea așa rău, lui? Oooo! Păi mă, are rău! Azur pe ușă, că mi-a intrat banc eu. Să nu dai pe ăla să-ți le spele, ca să-ți aducă... Cătălin n-are de lucru, că și el vrea mic. Ce? Asta, cât? Păi așa nici eu, l-am pe ăla al meu, nici eu n-am. Păi da, tu-ți le-ai pe al tău, de-aia zic. Așa eu nu mi-am luat niciodată de aici decât cămașă mi-am luat. Cămașă și un papion, îmi iau papion și aia ai mei, negri și cu pantaloni. Păi și eu la fel am, dar s-a modelit acolo și mai am cum să-l port. S-a făcut și alb aici și șicandă, știi, nebună, că până l-am purtat într-un. Mă, uite și zici tu acasă, ne mai schimbăm? Că aia când am venit tu, că aia să mă ne schimbăm. Și atunci stai așa. Păi normal, să nu te mai schimb, nu vezi că s-au dus iar băieții? Și e 3:20, ori, poate intră și Dănuț. Mai zic că și el o vorbă. Un pamflet. Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aoleu, te chiși în freză. M-am plictisit. Ce bine ce e aici. Vă ce tu știi ce bine mi este? Da, mă, ce ascultă-mă, zici acum? Ascultă-mă încă, am mici bune. De asta. Înțelegi? Dar bine mi este. Da, ți este frig. Dacă spun. Ca acasă nu ți este, stai cu niște pe. E normal că mi-e ca acasă, nu pot să... Oricum nu-ți dă voie cu mine. Hă? Cum nu-ți dă voie cu mine? Știi unde faci treaba asta? Păi nu? Tu nu ești bine deloc. Trebuie să te limpezești puțin, să îți bagi mințile în cap puțin. Da, știi, trebuie să te odihnești. Tu cred că nici nu dormi. Te scol obosit, nu? Trebuie să te odihnești, mama, și să-ți pui ordine în gând. Uite-te cu tine, mama. Vezi? A, jonglează, așa știu. Bă, am înțeles odată. Nu mai spune despre chestiile astea. Zi-mi despre altceva, dar despre chestia asta nu mai vreau să-mi spui nimic. Da? Ce vrei tu altceva, dar nu despre asta. Da? Bă, gata. Deci ce vrei tu, dar de asta știu eu ce trebuie să fac. Flavius, ce-a zis? Puneți iar? Ce? Flavius. Parcă așa zice, nu știu. Tu nu știi, nu vorbești cu Maxim. Ce zice Maxim? Și mă, s-a tot așa zice, că să se ia după copii, că acum a vorbit cu copiii amândoi, că nu vor să se ajungă mai departe, așa, la ceartă, la scandal, a zis că să plece mai din timp, așa. Nu știu mai bine. Vor să plece, să plece. Dacă îl bagă la mașină? Sacoul? Deci nu știu la câte grade îl bagă și... Da, spălare rapide, 30 de minute. A, la 30 de minute? Păi n-are nimic, la 30 de minute n-are nici grade multe. Nu-i faci și îi scoate? Nu, dar oricum îi trebuie călcat după. Călcat? Păi da. Sacoul. Dacă nu, îl aduce aici, că îl fac eu. Dacă aveți la mașină la 30 de minute, poate să-l bage. Voi n-aveți? Nu știu, eu nu prea umblu la mașină. Eu când umblu, o chem pe doamna Gheorghiță. Eu spun la...
Zicea să plece de lângă tine, să plece de lângă tine tot timpul. Chiar mi-am spus la fete dimineața. Și zic, uite-te că mi s-a izbindit visul, ce visez eu. Nu e că dacă vine, iese pe emisiune. Nu, că nu ai, ia, vină încă ce faci. Nu, că stau acolo, stau mai. Nu știi părerea lor. Dacă vine, iese în emisiune. Nu știi părerea lor. Nu am nevoie de părerea lor, dacă fie ei să fie. Nu știi părerea lor. Tu stai și vezi, este treaba ta. Da? Asta e. Nu a fost, nu ești nici tu primul, nici ultimul care face așa. Care... Până la urmă tu ești ce ești, nu vrei să faci de dragul, dar faci. Asta e. Stăteam eu. Aaa, deci e acelea asta. Nu că îi face loc să stea acolo. Cine vine, invitata special. Bine că vede și voi invitata special. Nu mai vine mamă. Nu este, nu, e actriță ceva, e ceva care, cineva care a scris ceva. Uite-te ce dezordine în bucătăria aia, vezi? Îți place? Uite-te, nu ce să le fac mâna. Dar lasă-mă, mamă, că nu se vede până acolo. Eram, noi le strângeam, dar dacă am fost supărate, n-am mai strâns. Nix, am lăsat așa. Și să fii un pic mai ponderat. Până... Spui ce crezi, ce, că știu că tu nu poți să ții în tine, da, dar fii un pic mai ponderat. Că nu ți-a arătat nicio față falsă sau ceva, știu că ăsta ești tu și gata. Nici eu mi-am arătat, nici ea poate n-a arătat, dar aia nu e ce caut eu. Sună! La ce ești? Alu Mircea Badea. A făcut copil cu Mircea Badea. Care se văd pe... Iată. Mă rog, o parte din aia nu se văd ca născută. Badea și cum? Da, să facem așa. Te uiți și spre ei, ca să nu te-ai văzut pe copil. Adică noi discutăm, dar tot nu vă vedem. Păi nu le sugerez, mă gândeam dacă există această posibilitate. Orice e posibil. Da, mai sunt, mai au escapade din astea organizate, nu? Escapade organizate. Ah, asta zic, da, da, da. Ok. Și filmate. Dacă vreți din când în când să mai trec o portocală, asta să spuneți. Ce mai foarte. Ca acum mi se pare, da, 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 cu...